Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. După lupte seculare care au durat 4 zile, m-am hotărât să înregistrez un prim clip. Va fi ceva ușurel, care se potrivește tuturor. Nu vreau să vă judecați prea tare dacă vi se pare greu sau dacă aveți senzația că nu seamănă cu ce fac eu aici. Nu vă judecați, așa am fost toți la început. Dacă sunteți la început, aveți nevoie de o saltea. Dacă nu aveți o saltea, puteți să faceți și pe parchet sau pe un prosop sau pe o saltea de fitness. Din păcate, saltele de fitness cam alunecă. Puteți să faceți direct și pe parchet, doar aveți grijă la unele posturi pe genunchi să vă puneți ceva sub genunchi, un prosopel sau o păturică sau orice altceva. O să fie o clasă scurtă, 20-30 de minute, în care vom face posturi de bază, unele sunt din yoga, altele sunt din kinetoterapie. Cert e că la final vă veți simți super bine. Încă ceva? La yoga se respiră aproape numai pe nas. Când o să spun inspiri, expiri, trebuie să vă gândiți că faceți mișcarea pe respirația pe toată durata mișcării. Când zic inspiri, mâinile sus, inspiri, expiri, mâinile jos. Respirația se face pe în timp ce ne mișcăm, pentru că cam asta face diferită yoga de alte discipline fizice. Haideți să începem. O să începem în poziția copilului, Child's Pose. Mai toate clasele de yoga, de vinyasa cel puțin, încep de jos, cu o scurtă, nu e chiar meditație, o scurtă perioadă de liniștire, de aducere aici, în clasă, în sufragerie, poziția copilului, degetele la picioare sunt apropiate sau se ating, genunchii depărtați, astfel încât să ne încapă aici burta și cutia toracică. Haideți să ne aplecăm, întindem mâinile, punem capul jos, închidem ochii, ne liniștim pentru câteva clipe, inspirăm pe nas. Expirăm pe nas. Încercăm să golim mintea puțin. Aducem atenție la respirație. Observăm aerul cum intră pe nas și cum iese. Este o tehnică simplă de respirație, nu e nimic spiritual, nu vom face chakre, nu ne vom conecta la univers, doar mișcare, ne simțim bine. Încă o dată, nu fiți prea aspri cu voi. Urmărim să ne simțim bine. Haideți să luăm două respirații adânci, inspiri, expiri, inspiri, expiri, ne ridicăm ușor, rămânem cu fundul pe călcâie, apropiem genunchii. Postura aceasta se numește Hero's Pose. Dacă aveți probleme cumva cu picioarele și vă dor, puteți oricând să stați în fund, picioarele încrucișate, eu o să continui Hero's Pose. Fundul pe călcâie, spatele drept, tragem mării un pic în spate, piept în față. Inspirăm mâinile sus. Expirăm brațele pe lângă corp. Inspir mâinile sus. Expir brațele pe lângă corp. Și încă o dată, inspir mâinile sus. Expir brațele pe lângă corp. Când inspirăm și ridicăm mâinile sus, ridicați cutia toracică să intre cât mai mult aer, inspir mâinile sus, încă o dată. Expir brațele pe lângă corp. Haideți să prindem mâinile la spate. Tragem umerii în jos și către saltea, ne lăsăm un pic pe spate, împingem pieptul către tavan și umerii către saltea. Palmele pot să se sprijine pe saltea sau pe picioare. Inspirăm. Expirăm, revenim pe centru. Ducem mâinile în partea dreaptă. În continuare, palmele sunt prinse, lăsăm urechea ușor către umărul drept, inspirăm, expirăm, venim către centru, jumătate de rotație doar, inspir din dreapta, expir pe centru, mai facem de 3 ori, inspir din dreapta, expir pe centru, inspir din dreapta, expir pe centru, ultima, inspir din dreapta,
Expir pe centru, ducem mâinile în partea stângă, împingem pieptul, tragem umerii ușor în spate, lăsăm urechea către stânga, inspirăm, expirăm, venim pe centru. Inspirăm către umăr, expirăm, venim pe centru. Inspir în stânga, expir pe centru, încă două. Inspir în stânga, expir pe centru. Ultima dată, expir, venim în stânga, expir pe centru, eliberăm brațele, eliberăm și picioarele. Începem toate clasele, le vom începe cu o scurtă încălzire. Încălzim gâtul, încălzim umeri, încălzim palme, vom sta foarte mult pe palme și e important să le încălzim, în același timp le și întărim. După încălzire vom face câteva posturi specifice yoga și apoi un pic de stretching, tot specific yoga la final și o scurtă meditație. Toate clasele de yoga se termină cu o meditație scurtă, ușoară, o să vă ghidez eu, nu e nimic complicat, nu e nimic spiritual. Haideți în genunchi, patru labe sau tabletop, cum se mai numește. Aici trebuie să avem grijă să fie palmele sub umeri și genunchii sub șolduri, spatele drept în prima fază. Haideți să inspirăm, ducem mâna stângă înainte, piciorul drept în spate, pe saltea. Împinge cu degetele în saltea și te întinzi mai mult și cu palma dreaptă, mâna stângă în față, te întinzi, inspiri. Expirăm. Inspiri, ne întinde și mai mult. Expirăm. Încă o dată. Inspiri. Expirăm, punem genunchiul jos, palma jos, uitați, sub umeri. Inspirăm mâna dreaptă înainte, piciorul stâng în spate, pe saltea, ne întindem, inspirăm. Întindem mâna, împingem cu degetele în saltea. Încercăm să ne facem cât mai lungi. Inspirăm, ne mai lungim un pic. Expirăm. Inspirăm împreună. Expir palma jos, genunchi jos. Urmează să facem niște încălziri pentru spate. Se numesc vacă-pisică. Prima este vacă, inspir capul sus, fundul sus. Aici când zicem vacă, este vaca indiană, slabă, moartă de foame. Nu vaca românească. Expir bărbia în piept. Împingi bazinul înainte, încerci să te încovoiezi cât mai mult. Inspir vacă, fundul sus, capul sus, arcul în spatele. Expir pisică, bărbia în piept, împinge în palme, împinge bazinul în față, fă ușor, nu te grăbi. Inspir vacă, capul sus, fundul sus. Expir pisică, împinge bazinul, împinge în palme, bărbia în piept. Inspir vacă, capul sus, fundul sus, ultimele două. Expir bărbia în piept, împinge bazinul înainte. Ultima. Expir vacă, capul sus, fundul sus. Expir pisică, bărbia în piept, împinge bazinul înainte, te încovoi. Unde pe călcâie, scuturăm un pic palmele dacă ne-am obosit. Nu uitați, pe parcursul oricărei clase, și astăzi, și oricare, dacă obosiți, sau dacă simțiți că nu mai puteți, puteți să reveniți în orice clipă în postura copilului. Recapitulez. Asta este poziția copilului. Poziție de relaxare. Dacă o să vă duceți la clase de yoga, o să vedeți că sunt destui care se opresc în postura copilului, câteva respirații, să se odihnească și apoi revin în clasă. Haideți din nou patru labe. Inspir mâna stângă sus. Expir, vii cu palma stângă prin spatele încheieturii drepte. Te întinzi, îndoi mâna dreaptă, trimis fundul pe călcâie, încerci să pui patul pe capul pe saltea. Stăm aici 3 respirații. Două. Trei, revenim încet, împingem în palma dreaptă. Când o să spun respirații, în yoga respirațiile sunt un pic mai lungi și mai calme. O respirație este ceva de genul. Inspir mâna dreaptă sus, împingi palma stângă. Expir, duci palma dreaptă prin spatele încheieturii stângi, îndoi mâna stângă, încerci să pui capul pe saltea, trimis fundul spre călcâie. Stăm aici 3 respirații. Revenim pe centru. Suntem încă în încălzire. Inspir mâna stângă înainte, piciorul drept în spate, dar sus de data asta. Stăm aici o clipă, ne întindem, expirăm, ducem cotul spre genunchi, încet. Inspir mâna dreaptă în față, stângă în față, drept în spate, ne întindem mult. Expir cotul la genunchi,
Inspir mâna înainte, piciorul în spate. Expir cotul la genunchi, mai facem două, împingem palme, împinge și în genunchi, nu uita, fii stabil. Inspir, te întinzi. Expir cotul la genunchi, ultima pe partea stângă. Inspir, te întinzi, te îndrepți. Expir cotul la genunchi, palma jos, genunchiul jos. Trecem pe partea dreaptă, inspir mâna dreaptă sus, în față, piciorul drept în spate, te întinzi, privirea în față. Expir cotul la genunchi. Inspir drept, lung. Expir cotul la genunchi. Inspir, te îndrepți. Expir cotul la genunchi. Ultimele două. Inspir, te întinzi. Expir cotul la genunchi. Inspir, te întinzi. Expir cotul la genunchi. Revenim în patru labe. Scuturăm un pic fundul, gâtul, dacă avem nevoie. Facem ca un cățeluș. Bun. Continuăm să ne încălzim. Haideți să încălzim un pic și mușchii spatelui. Duceți un pic palmele mai în față. Și haideți să ne lăsăm pe burtă. Coatele sub umeri. Aceasta se numește poziția Sphinx. Împingeți cu picioarele în saltea. Trageți coatele spre înapoi. Împingeți pieptul în față. Încălzim un pic spatele. Inspirăm pe nas. Expirăm pe nas. Inspir pe nas. Expir pe nas. Încă o dată. Inspir pe nas. Expirăm. Lăsăm capul mai jos. Întindem mâinile. Împingem cu palmele în parchet sau în saltea sau în ce avem. Și cu picioarele. Când stăm pe burtă și împingem cu picioarele în podea, încercați să împingeți cu degetele mici de la picioare ca să obținem o rotație a picioarelor către exterior. Împingem palme, împingem picioare. Ridică capul sus, inspiri. Lăsăm capul un pic jos, mâinile sus, palmele cu degetul mare spre tavan. Inspirăm, ducem palmele, ducem mâinile în cactus, se numește această poziție. Expirăm înainte, nu mai punem jos. Inspir cactus, deschizi pieptul. Expiri înainte. Inspir cactus. Expiri înainte. Încă două. Inspir cactus. Expiri înainte. Inspir cactus. Expir, te întinzi. Inspirăm cactus și ținem. 5, 2, 1, palmele jos. Împingem în palme, ne ridicăm în patru labe. Venim ușor, cu genunchii mai aproape. Apropiem degetele de la picioare. Poziția copilului, ce alți poți, ne întindem. Mai sunt mai și câteva respirații. Este o clasă mai liniștită, potrivită pentru oricine. Nu o să facem lucruri complicate. Vrem doar să ne întindem, să ne simțim bine. Revenim. Patru labe. Haideți să activăm un pic și musculatura abdomenului și a spatelui. Venim cu degetele la picioare de dedesubt. În continuare, palmele sub umeri, genunchii sub șolduri. Împingem în palme, împingem și în picioare, ridicăm ușor genunchii, stăm aici câteva respirații. Cu cât genunchii sunt mai jos, cu atât e mai greu. Dacă vă e greu cu genunchii jos, ridicați-i mai sus. Eu o să stau așa. Ne pregătim să ridicăm genunchii și să mergem în câinele cu fața în jos. Ridicați genunchii către tavan și fundul, împingeți în palme. Încercați să trimiteți fundul în spate, picioarele rămân deocamdată îndoite, călcâiile sunt sus, nu vă gândiți prea mult la asta deocamdată. Acesta este câinele cu fața în jos. Puteți să explorați un pic, aduceți picioarele mai aproape sau mai în spate, călcați, plimbați câinele, cum se spune. La început vă sugerez să țineți picioarele îndoite, așa cum fac eu, împingeți în palme, trimiteți fundul în spate și către tavan. Puteți să încercați să trimiteți călcâiile către saltea și fundul către tavan. Dacă aducem puțin picioarele mai aproape, călcâiile vor sta jos. Dacă nu vă iese ca la mine, nu vă speriați, nici mie nu mi-e așa la început. Suficient, ne uităm la palme, începem să pășim ușor către ele. Inspir spatele drept. Când zic inspir spatele drept și stăm aici, trageți umerii un pic în spate.
Încercați să găsiți o poziție cât mai dreaptă. Puneți palmele pe genunchi sau pe tibie, eventual chiar jos, dacă sunteți mai mobili. Inspir spatele drept, suntem aici. Expir, ne aplecăm, picioarele rămân îndoite dacă vreți. Fruntea spre genunchi, încă o dată inspir spatele drept. Expir, ducem fruntea către genunchi. Inspir spatele drept. Expir fruntea către genunchi, încă o dată. Inspir spatele drept. Expir fruntea către genunchi. Punem palmele jos. Mergem cu picioarele înapoi. Într-un plank. Stăm aici câteva respirații. Trebuie să activăm musculatura. Împingem palme. Încearcă să fii cât mai înalt aici. Nu te lăsa în jos. Împingem palme. Fii înalt. Împinge pazinul ușor în față. Să fii drept. Nu stă mult. Excelent. Punem genunchii jos. Respirăm. Ne ștergem dacă am transpirat. Eu sunt genul mai transpiros. Voi dacă n-ați transpirat, e foarte bine. Haideți să venim cu piciorul drept în exteriorul palmei stângi. Adică aici. Genunchiul stânghi pe saltea. Dacă vă dore cumva genunchiul, puneți un prosop sub el sau o păturică sau orice aveți. Haideți să ne ridicăm. Împingem talpa dreaptă. Împingem și în genunchiul stâng. Ne îndreptăm aici pentru o clipă. Umeri în jos și înainte, piept în față. Inspir mâinile sus. Întindem. Expir palmele pe lângă corp. Inspirăm, deschidem pieptul în cactus. Inspir cactus. Expir, degetele se ating. Inspir cactus. Expir, degetele se ating. Încă trei. Inspir cactus. Expir, degetele se ating. Ultimele două. Haideți. Inspir cactus. Expir, degetele se ating. Ultimul. Inspir cactus. Expir, degetele se ating. Eliberăm mâinile până lângă corp. Punem palma stângă jos. Împingem în palma stângă. Împingem și în talpa dreaptă și în genunchiul stâng. Inspir, mâna dreaptă spre tavan. Inspir, ne întindem și mai mult. Ne lungim. Inspirăm și expirăm pe nas. Încă trei respirații. Eliberăm, împingem un picior, îndreptăm din nou, inspirăm mâinile sus, expir, aducem palmele către piept, prayer, adică rugăciune, ne rotim către stânga, punem cotul stâng în exteriorul genunchiului drept, împingem cu cotul stâng în genunchi, încercăm să deschidem pieptul, aducem mâinile un pic mai aproape, ne uităm în sus, în 3, 2, 1, venim pe mijloc, eliberăm, palmele jos, ducem piciorul drept la loc, venim cu piciorul stâng, vom face același lucru. Ne ridicăm încet, împingem cu talpa în saltea și cu genunchiul, ne îndreptăm, umerii în spate. Inspir mâinile sus, expir brațele pe lângă corp, inspir cactus, urmează aceeași serie, expir degetele se ating, inspir cactus. Expir, degetele se ating, ultimele trei. Inspir, cactus. Expir, degetele se ating, ultimele două. Inspir, cactus. Expir, degetele se ating. Inspir, cactus. Expir, degetele se ating. Eliberăm. Punem mâna dreaptă jos. Inspir, mâna stângă spre tavan. Deschidem pieptul. Împingem în palmă, împingem în talpa stângă. Stăm aici 5 respirații. Ca să fiți cât mai lungi aici, să deschideți pieptul. Încă două. Eliberăm, ne ridicăm încet. Inspir mâinile sus. Expir palmele la piept. Ne rotim către stânga, împingem cu cotul drept în exteriorul genunchiului stâng. Deschidem pieptul. Aducem palmele mai aproape de piept. Ne uităm către tavan, stăm aici trei. Eliberăm, punem palmele jos, venim din nou în patru labe. Haideți să mai facem încă o dată câinele cu fața în jos.
Patrulabe, degetele de la picioare de desubt, ridicăm ușor genunchii și trimitem fundul către înapoi și către tavan, lăsăm călcâile către saltea, putem să mișcăm un pic picioarele, le ridicăm alternativ, explorăm, vedem cum ne simțim, îndoim mai mult dacă avem nevoie, nu ne urmărește nimeni, avem tăi să ne simțim bine. Vom face și salutul soarelui. Este o secvență de încălzire clasică în yoga. Se face aproape la toate clasele. E destul de ușurică. Conține o vinyasa. O să vă explic imediat. Ne uităm la palme. Pășim ușor către ele. Nu ne grăbim. Inspir spatele drept. Expir, ne aplecăm fruntea către genunchi. Împingem în picioare și ne ridicăm de tot. Inspirăm mâinile sus. Expir brațele pe lângă corp. Urmează să facem salutul soarelui. Nu e greu, o să vă obișnuiți foarte rapid cu el. Inspir mâinile sus. Expir, ne aplecăm. Îndoim picioare dacă avem nevoie. Ducem fruntea către genunchi. Inspir spatele drept. Expir, punem palmele jos și trimitem picioarele pe rând în plank. O să modific un pic salutul soarelui ca să fie pentru toată lumea. Ne lăsăm ușor pe burtă. Aducem palmele sub coate. Inspir cobra, împingem palme, tragem mâini în spate, capul sus. Expir, te apleci, împingem palme, împingem genunchi. Venim în patru labe și de aici în câinele cu fața în jos. Stăm aici 5 respirații. 2. 3. Nu uitați, trimiteți călcâile către saltea și fundul către tavan. La brațe urmăriți rotație externă, adică trimiteți tricepsul către saltea și bicepsul către tavan. Ne uităm la palme, pășim ușor către ele. Inspir spatele drept. Expir, ne aplecăm fruntea către genunchi. Împingem în picioare. Inspir mâinile sus, ne întindem, deci de le să ating. Expir brațele pe lângă corp. Acesta a fost salutul soarelui. Îl mai facem de 2 ori. Inspir mâinile sus, expir, ne aplecăm. Fruntea la genunchi, inspir spatele drept, expir palmele jos, mergem în plank, picioarele în spate, ne lăsăm ușor pe burtă, palmele puțin mai în spate, inspir cobra, expir, venim în genunchi, câinele cu fața în jos, aducem picioarele mai aproape, stăm aici 5 respirații, nu uitați, trimiteți tricepsul către saltea și bicepsul către tavan, degetele sunt răsfirate de la mâini. Dăiți picioarele dacă aveți nevoie. Ne uităm la palme, pășim ușor către ele. Inspir spatele drept. Expir, ne aplecăm. Fruntea la genunchi, împingem picioare. Inspir mâinile sus. Expir palmele pe lângă corp. Mai facem încă o dată. Inspir mâinile sus. Expir, ne aplecăm. Fruntea către genunchi. Inspir spatele drept. Expir palmele jos. Mergem în plank. Ne lăsăm pe burtă, palmele puțin mai în spate. Inspir cobra, pieptul sus, împinge cu picioarele în saltea. Expir, venim în patru labe, câinele cu fața în jos. Aducem picioarele puțin mai aproape. Nu uitați, rotație externă la brațe, călcâiele către saltea, fundul către tavan. Îndoiți dacă aveți nevoie, ridicați călcâiele. La început nici mie nu mi-eșa cu călcâiele pe saltea. În timp o să deveniți mai mobil. Se zice că în câinele cu fața în jos trebuie să ne odihnim. Eu nu mă odihneam deloc la început, bănuiesc că nici voi. Acum e destul de ușor, ne uităm la brațe, pășim ușor. Inspir spatele drept, expir, ne aplecăm fruntea către genunchi. Pingem picioare, inspir mâinile sus, expir brațele pe lângă corp. Am făcut 3 saluturi soarelui, o să le tot repetăm. Am făcut o mică variație cu cobra, normal se face câinele cu fața în sus, dar o să le repetăm mai târziu. Haideți să facem și câteva posturi în picioare. Începem cu copăcelul. Lăsăm greutatea pe piciorul drept. Căutăm un punct fix. Punem mâna dreaptă în șold. Și venim cu talpa stângă pe coapsa dreaptă. Aici sunt variante. Cel mai ușor mie așa. Ideea e să împingeți cât puteți cu talpa în coapsă. Dacă nu puteți cu ea așa sus, încercați mai jos. Sau încercați chiar deasupra. Nu împingeți în genunchi. Atâta tot. Haideți să intrăm. Copăcelul. Mâinile în șold. Ne relaxăm, căutăm un punct fix, încercăm să stabilizăm puțin poziția. Când suntem pregătiți, inspir mâinile sus. Deschide pieptul, umerii departe de urechi, privire în față.
Respirăm pe nas. Dacă vă pierdeți aici echilibru, nu vă speriați. Așa se întâmplă tuturor. În timp o să descoperiți că aici o să puteți să stați aproape oricât. Inspirăm. Expirăm mâinile pe lângă corp. Schimbăm, facem și pe partea cealaltă. Ne lăsăm greutatea pe piciorul stâng. La stângă în șold. Luăm piciorul drept. Îl punem pe coapsă. Aceeași poveste, ori aici, ori jos, ori în față. Haideți să ne stabilizăm. Căutăm un punct fix. Poate fi cât de mic, poate fi o lumină. Orice. Ne stabilizăm. Inspirăm mâinile sus. Umerii departe de urechi, deschidem pieptul. Excelent. Eliberăm. O să repetăm azi și Warrior One. Pentru posturile în picioare, venim în fața saltelei. Ducem piciorul stâng în spate. Nici foarte departe, nici foarte aproape. Ce ne interesează aici, la piciorul din spate, degetele să fie către interior, nu deschise, în cel mai rău caz paralel, dar ideal este către interior. Îndoim genunchiul drept, vedem să fie deasupra gleznei, dacă se poate. Ca să ne dăm seama, ne uităm pe interior și trebuie să vedem degetul mare și poate puțin din degetul următor. Rotim șoldul, astfel când depinde șoldul stâng către înainte și șoldul drept către înapoi. Bazinul nu trebuie să fie paralel cu latura scurtă a saltelei. Inspir mâinile sus, umerii departe de urechi, deschizi pieptul. Stăm aici 5 respirații. Împingem tălpi. Asigură-te că piciorul din spate e întins și că toată talpa e pe saltea. Dacă nu ți iese din prima nicio problemă, o să-ți iasă în timp mult mai bine. Respirăm pe nas. Inspirăm împreună. Expirăm mâinile pe lângă corp, venim în față. Piciorul drept în spate. Aceeași poveste, degetele la interior, călcăm în spate, îndoim piciorul din față, genunchiul este deasupra gleznei, tălpile sunt pe saltea, ambele, piciorul din spate cât mai întins, șoldul drept către înainte, șoldul stâng către înapoi, inspir mâinile sus, umerii departe de urechi. Pingem în picioare. Inspirăm împreună. Expirăm, venim în față. Acesta a fost Warrior One sau Războinicul 1. Haideți să mergem în scaunel și apoi vom merge pe saltea pentru posturile de final. Inspirăm mâinile sus, lăsăm fundul către saltea, spatele cât mai drept, privirea în față. Încercăm să împingem ușor bazinul în față ca să fim cât mai drepți, mai stăm aici de respirații. Ne ridicăm pe vârfuri și încercăm să lăsăm fundul cât mai jos până ajungem în fund. Lăsăm fundul pe saltea, ridicăm picioarele, mâinile stă în față, spatele drept, Navasana sau bărcuța. Stăm aici 5 respirații. La început s-ar putea să vi se pare foarte grea. Dacă vi se pare foarte grea, puneți tălpile jos și stați doar așa. Dacă nu așa, puteți să încercați să întindeți picioarele. O să începem așa. Încă 3, 2, 1, punem tălpile jos, palmele în față, palmele în spate, cu degetele către înainte, împingem în tălpi, împingem și în palme, încercăm să ridicăm bazinul către tavan, reverse plank sau planșă inversă, stăm aici de respirații. Eliberăm, păstrăm picioarele, de fapt, haideți să depărtăm puțin picioarele, la lățimea saltelei, mâinile în spate, de data asta cu degetele către înapoi. Deschidem pieptul. Lăsăm genunchii către dreapta. Și către stânga. Excelent. Dăm fundul puțin mai în față. Ne lăsăm pe spate. Tragem genunchii către piept. Încercăm să ducem umerii către saltea. Deschidem pieptul, respirăm, punem tălpile jos, încercăm să le punem într-o lățime a saltelei, umerii deschidem un cactus pe saltea, umerii sunt lipiți de saltea în punctul ăsta.
De aici, cu tălpile fixe, lăsăm genunchii către dreapta și privirea către în stânga, ușurel. Schimbăm, genunchii către stânga, tălpile sunt pe loc, privirea în dreapta. Revenim pe centru, tragem genunchiul drept către piept, prindem cu ambele brațe și după ce l-am adus la piept, întindem piciorul stâng. Ne stăm mult aici. Încercați să atrageți genunchiul cât mai mult către piept, dar fără să forțați. Trebuie să simțiți o ușoară jenă, nu trebuie să fie nimic neplăcut sau dureros. Punem talpa dreaptă jos, venim și cu talpa stângă aproape de fund. Aducem genunchiul stâng la piept. După ce l-am prins aici, întindem piciorul drept. Tragem genunchiul către piept. Întindem. Punem talpa jos. Venim și cu talpa dreaptă mai aproape de fund. Mâinile în cactus, apropiem tălpile pentru fluturași. Lăsăm genunchii către saltea, tălpile sunt apropiate, putem să închidem ochii. Și că ne relaxăm aici câteva respirații. Uitați, respirați pe nas. Lăsăm genunchii către podea atâta cât să nu ne doară. Apropiem genunchii, întindem picioarele, ne pregătim pentru Shavasana sau postura finală. Aici trebuie să fim cei mai relaxați. Shavasana înseamnă cadavru. Tălpile către exterior, să cadă către podea. Palmele sunt în sus, nici foarte aproape de corp, dar nici foarte departe. Încercați să fiți cât mai comozi. Mergeți pe saltea, închideți ochii. Vom face câteva minute de respirație, 2-3 maxim, de meditație, închidem ochii. Respirăm doar pe nas și încercăm să mutăm atenția tot timpul către respirație. În meditație urmărim să golim mintea, adică să nu mai lăsăm să zburde cum face ea. Și să fim atenți doar la respirație sau să ne concentrăm pe un singur lucru. Cel mai ușor, în cazul ăsta, ne este să ne concentrăm la respirație. Puteți să priviți cum intră aerul pe nas și cum iese, sau cum se ridică burta și coboară. Gândurile o să tot vină, nu le judecați, încercați doar să nu stați pe ele, lăsați-le să plece, reveniți cu atenția la respirație. Relaxați fruntea. Relaxați plâncenele. Buzele. Ceruburii. Descleștați. Maxilarul, dacă cumva e încleștat, limba. Respirați pe nas, expirați pe nas. De câte ori simțiți că începe mintea să se plimbe, reveniți aici, cu atenție la respirație. În meditație încercăm să punem pauză. Să punem pauză minții care tot timpul lucrează. Doar așa ne dăm seama că mintea nu ia nicio pauză niciodată, nici când dormim, nici când. Mișcați ușor degetele de la mâini, de la picioare, ne pregătim să revenim. Aduceți tălpile mai aproape de fund. Păstrați ochii închiși dacă doriți. Întindeți o mână, vă lăsați pe o parte, vă sprijiniți pe umăr, ca și cum ar fi o pernă. Mai stăm aici câteva clipe, ca și cum am stat dimineața în pat înainte să ne trezim. Vă și recomand să vă ridicați chiar așa din pat pe o parte,
Când suntem pregătiți, împingem în palmă, ne ridicăm în fund, în sukhasana, cu picioarele încrucișate. Aducem mâinile la piept. Ochii sunt în continuare închiși, dacă doriți. Namaste. Vă mulțumesc. Dacă asta a fost prima ta clasă de yoga, felicitări. Dacă n-a fost prima ta clasă de yoga, felicitări. O să mai filmez clipuri, o să fie și mai ușoare și mai grele. Sper să le faceți pentru că o să vă simțiți foarte bine. Eu am făcut asta aproape 2 ani, vine să zic, zi de zi. Și nu mai pot să mă opresc, ceea ce vă doresc și vouă. Nu uitați, subscribe, click chestii, clopoțel, follow, share, tot felul, lucruri. Mulțumesc, ne vedem data viitoare.